L-am crezut pe cuvântul meu primar. Eu nu sunt bani, am trecut. Nici nu ne-am trecut la vot, dar am zis să așteptăm acest buget. La sfârșitul anului, această ordonanță pe locul mine, așa cum este ea cunoscută în spațiul public, la articolul 82. Nu am apucat să o citesc decât în perioada asta, luna decembrie, nu am apucat să o citesc. La articolul 82 spune că legea, modificările la lege adoptate în Parlament, modificările la lege plecate la Brăila, pe care domnul Varga și doamna Ionuță le-au susținut în Parlament, pe care 12.000 de brăileni le-au susținut prin semnătura lor, au fost anulate. Deci se aprobă articolele care au permis primăriilor să elimine apa de ploaie din facturile brăilenilor. Deci noi așteptam, sincer, noi așteptam să facem amendamentul ăsta la Consiliul Local, la Consiliul Județean, peste tot unde se taxează apa de ploaie. Și când se propune bugetul, e normal să citim tot ce a fost în monitorul oficial. Deci guvernul a anulat o lege dată în același an. Deci, practic, se votează legea în Parlament și peste câteva luni vine guvernul și spune legea nu este bună. Deci vă referiți la acea modificare a legii, da, care spune că consiliile locale pot lua decizia ca cetățenii să nu plătească taxa pe apa de ploaie și să-și o asume primările, da, și de asemenea care prevede și acel ajutor social pentru la factura de apă potabilă, da? Inclusiv la ambele aspecte sunt anulate. Nu, este anulat doar aspectul în care cetățenii pot să nu mai plătească apa de ploaie. Și celălalt de ce nu? Și celălalt nu i-a anulat? Nu, au abrogat articole. S-a abrogat articolul 24 și 25, dacă nu mă știu, parcă așa era. Că face parte din aceeași modificare, ce spune mine, la ambele... Ei au abrogat, n-am articol. Ei au abrogat două articole. Deci n-au abrogat toată, n-au abrogat legea în integralitate. No. Modificarea legislativă. Deci ajutorile sociale le-au păstrat. Da, asta, asta, domnul primar spunea că ajutorile sociale vin din partea PNL-ului. Nu. Partidul Național Liberal, plecând de la Brăila, a susținut un proiect de lege care a trecut în Parlament pentru eliminarea pe deploie din facturile brăilene. În decembrie ei au anulat această posibilitate și au păstrat, de fapt, doar ceea ce votase PSD-ul. Ceea ce propusese PSD-ul și ceea ce modificase PSD-ul în Camera Deputaților la lege. Ceea ce a venit din partea PNL-ului au scos tot prin ordonanță de guvern. Și mă întreb dacă ăsta este un stat predictibil și un stat normal. Și atunci mă întreb, nu cumva domnul primar Dragomir a făcut presiune la București? Pentru că cel mai mult s-a discutat despre această problemă la Brăila, din toată țara. Deci la Brăila a fost cel mai mare probleme, la Brăila a fost o campanie în care oamenii au spus cuvântul, totul a plecat la noi. Nu cumva domnul primar Dragomir, deși nemulțumit de domnul Dragomir și de tot ce se întâmplă în PSD acum, nu cumva s-a dus pe acolo și a încercat să elimine această posibilitate pentru ca bugetul Consiliului Local să nu mai fie amendat de noi, pentru că știa că asta se poate.